Hei, ceau! Și bine ați revenit la mine! Sunt Anca Vlad și am așa un pic de emoții să revin la filmările mele pe YouTube, pentru că în ultima perioadă am fost într-o nebunie de activități florale în festivalurile la care am participat și unde provocările au fost puțin diferite față de partea asta liniștită, așa, aici, în atelier, în care sunt numai eu, florile și câte ceva de lucru. Știu că am lipsit un pic, cam mult. M-au certat unii dintre voi și vă mulțumesc pentru asta, pentru că cumva presiunea celor care mă urmăresc face foarte bine pentru continuitatea activității mele. Adică dacă vă vine să ziceți, Hei, Anca, ce faci? Unde ai dispărut? La mine în cap se aprind niște beculețe și zic, aoleo, ce mă fac cu ai mei de pe YouTube? Cum să-i las așa? Greu, foarte greu la Pitești. Am fost la Sinfonia Lalelelor, unde rolul meu a fost clar pentru mine, numai un pic greu, în sensul că am fost în echipă cu Bianca Negrea și cu partea de decorațiuni florale, de instalații florale care s-au construit acolo pe baza cerințelor primăriei de la Pitești. Mi-a și plouat. Proiectul meu a fost ăla mare, adică nu știu dacă ați văzut pe Facebook sau în filmarea anterioară, fântâna de 44 de metri din centrul Piteștiului, în fața primăriei. Am lucrat la ea împreună cu colega mea Ada, împreună cu Ramona de la Reșița și împreună cu Andreea Stan de la Pitești. Trei fete faine, toate au fost la cursurile mele. Cumva avem noi trei, acum patru și cu Andreea așa o chimie și o funcționare foarte bună în echipă și mă mândresc tare mult cu lucrul acesta. Dacă mă vedeți, ele știu. Aia a fost provocarea cea mai mare, fântâna. Am mai avut doi suporți, două arătări în față la primăria din Pitești, doi stâlpi paralelepipezi, mă rog, ea nu a fost mare bătaie de cap, fiind Sinfonia Lalelelor, pe aceea i-am decorat. Poate să vă pun poze, să uitați-vă pe Facebook-ul meu, că sigur le găsiți. Le-am decorat și pe alea cu, în principal, cu lalele. Ce-a fost interesant a fost că la spațiu gol al paralelipipezilor din metal, am folosit lalele înșiruite cu bulbă, alăgățate și cu capul în sus și cu capul jos pe fire de nylon. Mare filozofie nu a fost, dar au arătat foarte mișto în contextul în care Pitești într-adevăr sărbătoria laleaua. Și am umplut spațiul ăla destul de paralel cu lalele cu bulb. Lalelele, când le folosești cu bulb, asta așa ca și truc, ca învățătură, să știți că nu trebuie hidratate. Bulbul le asigură toată hrana și hidratarea de care au nevoie ca să reziste. Nu lucram zilele astea pentru că sunt foarte obosită și pe de altă parte cred că știți că mă ocup de florul, de festivalul care urmează în Timișoara, unde și acolo lucrurile se apropie de data de desfășurare. Sunt foarte multe lucruri de gestionat, de rezolvat, de pus cap la cap. Sunt foarte mulți oameni care vin la Timișoara în luna mai și e partea asta organizatorică, e o mare bătaie de cap. Dar totuși lucrez. Excepțional astăzi am o clientă tare dragă mie și sunt parteneri și clienții noștri de mult timp și ziua ei mâine. Iar copilul ei mi-a transmis prin tatălui, soțul doamnei, că mama vrea un buchet de flori albastre. Așa că eu astăzi am reușit să identific niște delfinium albastru ăsta și niște hortensii albastre. Ca să accentuez culoarea albastră în ceea ce voi face, voi folosi aceste crengi albastre.
Crengile astea albastre sunt din categoria crengilor alb-roz natur pe care noi le distribuim pe florist și tocmai băieții mi-au testat și culoarea albastră. Deci o să fie și variante de crengi albastre la noi pe site. Nu o să pun doar flori albastre pentru că nu mi se leagă bine doar hortensia și delfinium. O să mă joc un pic mai cu câteva ascuțite din astea, cu matiola. Bineînțeles, cum să pun niște bujori. Uite, astea sunt primii mei bujori, bujori pe care îi văd anul ăsta. Atât am fost de agitată că nici măcar nu am remarcat a început sezonul bujorilor în jurul meu. Și pentru că lui doamna noastră știu sigur că îi plac lalelele, am să-i pun și niște lalele roz. Stați așa să-mi aduc și eucalipt. Vreau să fac un buchet frumușel. Un buchet oareși cumva clasic, aerisit, cu verdeață, cu flori alungite, cu flori mari, cu crengi. Și să se bucure Mirela de el. Acum, dacă mă întrebați pe mine, Mirela se bucură de orice flori. Că atât de mult o zis ea că îi plac florile, încât pentru ea toate sunt frumoase. Dar un pic de specialitate din asta de bujor, tot am să-i dau. Cu chiu cuva am găsit și bujorii ăștia. Mi-a ajutat Bianca de la Flori Holland. Ia. Și așa, este seara aici la mine. Să știți că suntem înspre ora 8, cred că acum când filmăm. M-am înțeles cu domnul care vine după flori, că vine în 8:30. Asta e cam nepotrivită. Asta este. Uite, sunt hortensiile alea de Columbia, foarte rezistente. Nu-mi fac griji. M-am lucrat mult cu ele și mi le place. Ceva de legat avem? Sigur că avem. Da, poate pare așa un pic amețită, zăpăcită. Stau numai pe mail-uri toată ziua, fac Excel-uri, fac aprovizionări, împart artiști, vorbesc cu oameni și încerc să-mi promovez ambiția mea de festival de flori de la Timișoara. Vom vedea ce o ieși. Până acum lucrurile se mișcă bine. Stai să număr la lelele. 5, 6, 7, 8, 9 lalele, bujorei pun, că sunteți de scurți, măi, nu e nimic, îi pun mai în jos, 3 bujorii pun doar. Mai am un buchet de specialitate mâine și am să păstrez câțiva bujori pentru mâine. Și pun câteva matiole. Oare să le pun pe astea? Nu-mi dau seama. Cred că mai repede pe astea gălbui. Au? Adevărat că pe la festivalurile astea te cam obișnuiești cu puhoi de flori, așa, cu cantități imense, industriale și vine apoi așa la tine, la tele și zic, nu mă atâtea, mă. Da. Că na. Asta e povestea cu festivalurile. Sunt multe flori. Oamenii vor multe flori. Instituțiile vor multe flori. Adică dacă tot fac o chestie de asta, cei care le organizează cer prezența în volum mare de flori. Și e corect. Adică e bine să fie așa. Fac o spirală. Aici le dublez un pic pe astea. Undeva aici îl fac să atârne pe bujorul ăsta. Aoleu, tu ești îndoită, da? Bine, tu rămâi deoparte, iar voi veți intra în lucru. Pun multe crengi, apucă nu știu ce o să-mi iasă.
Dar nu vreau să-mi iasă un buchet, cum să zic, simetric, clasic, uniform. Aici m-aș putea juca un pic și cu partea asta de grupare a florilor și pot să pun, acum îmi vine ideea, pe măsură ce îl fac, că de ce să nu pun eu toate hortensiile într-o parte? Nu pot. Sunt prea scurte. Și nu pot să fac joc de înălțime. Era ok să le pun într-o parte dacă aveau lungimi diferite, știi? Să fie în grămadă, dar una mai sus, una mai jos, să fac un pic de volumetrie. Fiind scurte, nu. Nu vreau să fac asta. Și mă mai întorc pe după buchet. Hai să încep să pun în valoare pe delfiniu. Da. Mulțumesc, dragii mei, pentru comentarii, întrebări. Unii îmi poartă de grijă, să știți că mă întreabă în privat. Anca, ești ok? Nu te-am mai văzut pe YouTube. Ai pățit ceva? Super drăguț. Să știi că oamenii se îngrijorează de starea ta. Bun, am pus multe flori albastre acolo ca să pun în valoare ideea de delfin. Aici, în partea asta, vin și pun restul de lalele, adică multe, multe, multe lalele pe care le închid. Au cu crengi. Știți povestea că închid lalelele cu crengile ca să nu mi se le vină lor să se înnoaie și să plece din buchetul meu unde vor ele. Ele, datorită crengilor, vor sta fix unde le pun eu. Pentru că eu sunt șeful la lalele. Da. Și trebuie să le întrebă la ale lor, cine e șeful vostru? Și ele toate să zică, Anca, Anca. Na, atâta mă duce capul, ce aveți? Adică atâta pot. Nu pot mai mult astăzi. Bine, buchetul meu are o față și un spate. Pentru că azi sunt distractivă. Știți până la ce oră am lucrat eu azi noapte? Ha, ha, ha. Până la ora 3 jumate. Am postat articole pe blog, am făcut Excel-uri, am făcut texte de prezentare, am programat postări pentru festivalul care urmează. Am muncit ceva. Peste îl pun aici în față. Ca să-l miroase doamna fix când îl primește și nu-l pun numai pe el, că îl mai pun pe unul. De ce? Ca să păcălesc vizual și să se creadă că sunt mai mulți. Știu că mă mai repet cu trucurile astea, dar și trucurile de florărie. Câte poate să fie și ele? Câteva, nu? Atât. Asta e buchetul nostru. Băi, tu trebuie să stai aici. Trebuie să-i mai pun ceva acolo. E prea dură creanga să o pun peste bujor. Bujorul e prea fragil. Din urmare, am să-i pun un pic de eucalipt sub el, așa, să mi-l țină. Stați să mă verific la oglindă. Cu forma. Ce frumos ești, mă! Hai că am făcut ce am făcut și ar mi-a ieșit un buchet fain. La Pitești am avut și o demonstrație florală. Un
buchet spider, cu solidago și cu nu știu ce flori de primăvară. Eu mi-am ales florile. Și m-am trezit acolo că leg eu, leg nu știu. M-am concentrat să nu leg, să nu trag cu dinții, că na, mă vedeau oamenii. Atât de bine și în largul meu m-am simțit că în toată splendoarea demonstrației mele mi-am legat florile cu dinții. N-a zis nimeni nimic. Până la urmă nu cred că contează. Dacă buchetul e bine legat, tu contează cum îl legi. Să zic că trebuie să-mi-l... Să-i tai un pic din codițe. Să-i fac un pic de loc la hidratare. Am să-l fund în găleata asta imediat ce am tăiat cozile. La acest buchet nu am să-i pun niciun fel de hârtie. Până se hidratează un pic, mă duc să-i aleg o panglică. Și la demonstrația mea de la Pitești, la Sinfonia Lalelelor, l-am avut pe Vlad, pe fiul meu lângă mine. Atât a fost de relaxat, de neinhibat de absolut nimic, pentru că toată ziua stă în jurul meu. Acolo, la demonstrația florală, el era în jurul meu și se juca și îmi tăia și făcea tot felul de lucruri în jurul meu, cu o naturalețe incredibilă la cei 5-6 ani cât are el. Am fost tare impresionată de el. Mai mult decât atât, l-am rugat, asta e amuzant, l-am rugat pe Vlad să-mi țină două degete ca să-mi fac funda pentru buchet, panglica. A venit la mine foarte serios, a ținut două degete, când se fac nodul, super ghiduș, o tras degetele. Și a rămas ca proasta cu panglica în mână, în văzul lumii, cum ar fi, și ăsta se distra de mama focului, că ce glumă mi-a făcut el, că mi-a tras degetele și eu n-am putut să-mi termin panglica. Am făcut din nou și am zis, la te rog, ține degetele. Mă, mi-a făcut din nou aceeași glumă. Până la urmă, m-am distrat și eu, am văzut că lumea râde. A fost un moment mișto, în care al meu copil a fost pe poziția lui. N-a avut nicio problemă să-i fac o glumă lui maică-sa de față cu toată lumea. Mi-l place. Știți ce punem aici? Punem un fistic din ăsta. O să-mi tai mai multă panglică. Eu când am legat buchetul am simțit că na, mai merge legat un pic. Îmi tai mai multă panglică și o să leg strâns și cu panglica de... Săten, încă o dată. Stați așa că mă duc la careva dintre a mea familie să-mi țină două degete. Am făcut o panglică dublă. Ha, iubire! Buchețelul meu, vezi? L-am simțit că pentru că nu s-o așezat bine, e un... bine, bine legat. Dar poate... Vă, ce frumos e! Primii bujori. Mamă, cum miros acești bujori. Divin. Divin, divin. Sper să-i placă la băiețel pentru mama lui. N-are cum să nu-i placă. O să-i dau și eu din partea mea. Deci. So, dragii mei. Asta este ceea ce am vrut eu să împart astăzi cu voi și anume un buchet cu flori albastre. Nu toate, dar în mare parte. Mai pregătesc. Băi, stai în picioare. Stați așa că ăsta nu stă în picioare pentru că... Acum va sta. I-am tăiat... Așa. Vă zic imediat ce pregătesc. Neapărat dacă am hortensie, neapărat trebuie să folosesc finishing touch-ul. Ăsta luăm de la Floro și reprezintă spray de hidratare la suprafață. Pentru hortensie în general și mai ales că uite acum a trecut perioada de iarnă, este foarte important să-l folosim. Separat pentru Mirela îi pun de la mine una, două, trei, 15 lalele, 4, 5, 6... 7, 18, 15.
Păi dacă ziua lui femeie, să primească flori. La mulți ani și de florăreasă. V-am zis ce am făcut odată. Am primit o comandă de flori, foarte grijulie, așa, de la o doamnă sau o fată sau nu știu, oricum era o tânără plecată din Timișoara și avea foarte mari emoții să-i trimită un buchet de flori mamei ei. Și mi-a cerut detalii și a insistat asupra unor detalii. Și la un moment dat, când am livrat florile, am transcris mesajul pe care fata respectivă îl scria lui maică-sa. Atât de tare, mame, nu mai țin minte mesajul, nu-l mai țin. Nu era cine știe ce, dar era un mesaj extrem de direct, de cald și de clar, cumva, cu foarte multă iubire și recunoștință a fetei către maică-sa. Atât de mult m-am emoționat pentru ce o scris fata aia în buchet, că în secunda 2 am făcut încă un buchet din alte flori și am scris și eu o felicitare. Doamnă, a rămas impresionată de mesajul pe care vi-l scrie fata dumneavoastră. Mi-aș dori enorm ca și copilul meu să aibă această atitudine față de mine ca mamă și am urat și eu florăreasa la mulți ani la doamnă. E, ce să zic, e și frumos. Cred că am trimis prezii parfumate, tot așa simple. Foarte frumos momentul. Nu l-am gândit, dar na, pentru asta sunt floreresele, nu? Să aducă bucurie la oameni. Ce e atâta hâră și business? Bineînțeles că glumesc, m-am bat câmpii. Dar am vrut să vă povestesc asta că mi-a venit așa în minte ideea. Na, eu super sensibilă la mame, în general. Și atunci acum pe la mine trec mesajele și felicitările și recunoștința oamenilor. Mai apucă și pe mine melancolia. Melancolia. După mama mea. Na. Ăsta este cadou pentru Mirela de la Florăreasă, adică de la mine. Ăsta e buchetul pe care am vrut să-l împart cu voi astăzi. Dragii mei, în perioada următoare o să fiu cam, nu știu cum, categoric zăpăcită și categoric foarte, foarte ocupată. Pentru cei care încă nu știți, și care vreți să învățați o florărie și care doriți să participați la un program inedit, complex și foarte fain gândit, să știți cum mai aveți timp să vă înscrieți la cursurile de florărie de la Timișoara din 16-18 mai. Este un curs intensiv de 3 zile, gândit integral pe florărie comercială. Și cred că ați văzut deja în prezentările care circulă pe internet, suntem 8 trainer florari mișto. Sunt eu cu Liliana Masgras, este doamna Adina Dancianu, cu Ana Macovei și cu Andrei Bingă de la Buchete Wow de pe TikTok. Da, vin și el la Timișoara în ziua 2. Sunt ei trei împreună, Ana Macovei, Adina Dancianu și Andrei de la Buchete cu Efect Wow. Iar în ultima zi, ziua 3, care are ca temă Master Wedding Flowers, cursul este susținut de Ioana Nechifor, Maria Bunea și Alina Bălănescu, toate trei împreună. Fetele astea sunt toate trei campioane de Cupa României la artă florală. Ce să zic, ce emoție am eu când le-am convins să vină pe toate trei împreună într-un program de curs de o zi. La masterclass-ul respectiv are loc și workshop, adică cei care vin cursanții vor fi incluși inclusiv în procesul de creație al aranjamentelor florale. Ce se creează în ziua 3 de Master Wedding? Se folosește și se admiră seara la petrecerea festivalului la Balul Floriștilor. Dați-vă o șansă și veniți la acest program dacă vă doriți să învățați, să furați experiență de la unii dintre, adică unii dintre. Nu suntem nici cei mai tari, nu suntem nici cei mai tehnici, nu suntem nu știu ce.
Cred că ce ne definește pe toți în conceptul ăsta și în grupul ăsta este că suntem cu experiență proprie. Pe niciunul dintre noi nu ne-a pus nimeni din cer așa, uite, tu devii florar de cel celebru și cu experiențe. Nu. Toți dintre noi am muncit enorm să ajungem unde suntem, să avem experiența necesară și să putem să dăm și altora această pasiune, meserie, îndeletnicire, ce o fi nebunia asta cu lucru cu florile. Și nu e numai atât, hai că încerc să fiu ca din alea care îmi fac publicitate. Nu e numai atât, e mai mult decât atât. Adică chiar e mai mult decât atât, pentru că în programul nostru de curs, invitat special este domnul Nicolae Agop. Ce noroc pe mine să vină toți ăștia la Timișoara într-un program inițiat de mine, cred că de undeva de sus îmi vine. Cu toată încrederea, dacă vă doriți, veniți la Timișoara la cursul ăsta. Am încercat să păstrez cât de jos taxa de curs. Adică toate 3 zilele cu toți oamenii ăștia, cu toate florile și cu nu știu, taxa e vreo 2700 de lei, dar poți folosi cod de reducere ANCA 10 și beneficiezi de 10% reducere la înscriere. Cam cu asta mă voi ocupa eu în perioada următoare. Desigur că intervin și desigur că am și o surpriză pentru voi pe la data de 5 mai, că cred că vă iau cu mine, adică mi-au sculele de filmat cu mine, am o nuntă spectaculos de frumoasă pe care o voi face undeva în județul Arad. În rest, apar, n-apar, cât o-i putea rezista la presiunea și la tot ceea ce fac zilele astea. Vă mulțumesc frumos că mă urmăriți. Vă pup și ne vedem cât de curând. Zi faină! Ceau!